Bună seara, dragii mei prieteni, vă salut cordial pe calea undelor de aici din Chile, o țară cu o încărcătură istorică deosebită, o țară a cărei istorie, a cărui trecut a fost impactat de venirea foarte multor refugiați în Europa, mulți dintre ei fiind ofițeri SS cu familiile dumnealor, care au fost, din nefericire, surprinși de evenimente de partea greșită a istoriei. Oricum, cultura la ora actuală, este o combinație între prezența europeană, vividă, și cea a culturii băștinașe. S-a produs o simbioză deosebită, o societate, o nouă generație de oameni. Care apreciază natura, apreciază valoarea țării pe care o au, iubesc țara lor și fac tot ce se poate ca să trăiască mai bine și mai confortabil în ea. O țară cu patru anotimpuri, Chile fiind o țară în formatul unei limbi, până în zona de foc, însoțind sau călătorind alături de Oceanul Pacific pentru multă vreme. Este o țară care explodează economic cu oameni cu inimi calde, care m-au invitat să împărtășesc câteva gânduri despre Domnul Hristos și valoarea Evangheliei în timpul extrem de iarnă, în care ne surprinde o furtună deosebită, care ne-a produs o pană de curent, ca să zic așa, și sperăm ca această filă transmisă pe calea undelor să poată ajunge în România până la ora 9 în această seară. Ne rugăm lui Dumnezeu, facem tot ce se poate, dacă nu, atunci ne vom întâlni, evident, în seara următoare, pe calea undelor. Dar revenind la subiectul nostru care este intitulat Fuga lui Iuda, încă o săptămână de har, încă un sabat plin de pace și de liniște, binecuvântat în prezența Domnului Isus Hristos. Îmi vin în minte ecoul acelor cuvinte, zic eu, pline de durere, cu o încărcătură sufletească, emoțională, care nu pot fi descrise de limba omenească. Cuvintele care au fost un strigă de moarte pentru Iuda pe scările acelui tribunal, când a aruncat banii cei 30 de arginți pe scări strigând, am vândut sânge nevinovat, am vândut sânge nevinovat, striga Iuda în disperare, crezând că îl poate salva pe Domnul Hristos. Răspunsul crud și cinic a celor care trăsese răsforile în culise a venit repede, treaba ta, ce ne pasă nouă? Aici avem, prieteni, o combinație de idei. Nu sunt simple cuvinte aruncate în grabă de cineva, ci declarații care pornesc din interiorul sistemului de conducere. Nu, la data aceea, iudaismul, care mirosea de atâta corupție în vremurile acelea. Aviz celor care sunt gata să vândă adevărul să nu uite experiența lui Iuda. Sistemul de operare de atunci este sistemul de operare de astăzi. Te folosesc, mă folosesc, ne folosesc eventual ca a mai apoi să ne elimine oricum ne neavând nicio valoare pentru ei. Suntem doar niște instrumente în mâna celor care eventual pot să ne folosească viața în beneficiul lor, dar detrimental nouă. Așa că mai bine să facem inima noastră, mintea noastră, prizonieră Domnului Isus Hristos. Aviz celor care sunt gata să vândă acest adevăr pentru un pum de țărână. Iuda credea că se va bucura de onoarea ce nu primise de la Isus prieteni. Tribunalul, plin de oameni cu o imunitate absolută, l-au cam împachetat pe Iuda de data aceasta, nu-i așa? Oricât de deștept s-ar fi dat el sau se credea el, Iuda a fost de fapt sau a primit un mat încoronat. El credea că negociază la greu cu acești iluștri mai malefici, ai tribunalului iudeu, dar a fost teribil de înșelat și dezamăgit până la sfârșit. Prea târziu a înțeles că a fost păcălit, folosit și aruncat ca un nimic la coșul de gunoi. Iuda ar fi făcut orice pentru a-și apăra reputația, dar în schimb ar fi ucis pentru a-și ascunde caracterul. În fuga lui, nu fuga lui Iuda, citim disperarea celor care astăzi fac același joc periculos al trădării. Clonele lui Iuda sunt peste tot, oriunde te-ai găsi și în orbirea lor scui venin peste tot pentru a-și asigura prezența. Există oameni care nu trăiesc pentru un viitor veșnic, așa cum trăim noi, pentru veșnicie. Există oameni care trăiesc pentru un prezent acut, abrupt, grotesc și dur. Iuda nu vedea veșnicia, nu privea veșnicia cu ochi buni, el vrea de, vroia totul acum și aici. Vedea prezentul în ochii lui, în percepția lui, dar trăia clipa și o trăia din plin, clipa de aur. Șef de pungă, el trăgea sforile financiare în biserica lui Iisus Hristos formată din 12 ucenici În administrația bisericii condusă de Domnul Hristos, șeful de la bancă era Iuda Nu l-a alesese nimeni cum nici cei de astăzi nu sunt aleși de cineva Poate că mă ajutați dumneavoastră cu un text sau ceva Că nu mi-aduc aminte când ar fi avut loc la adunarea aceea în care Iuda ar fi fost votat șef de bancă decât cei 12 ucenici sau chiar de Isus. Nu s-a votat, nu s-a votat, mă, dar măcar Iuda a fost numit de cineva șef de bancă. Știe cineva? E un mister, o tăcere în jurul acestui caz. Cum de a ajuns Iuda șef de pungă? Nu se raportează în Scriptură. El, Iuda, s-a autointitulat șef de bancă, prieteni. Orice om care citește Scriptura și nu că o citește, dar o citește printre rânduri, poate să înțeleagă că aceeași istorie a lui Iuda se repetă la literă și la spirit astăzi cu generația celor care conduc lumea. A mers atât de departe Iuda că a adăugat la cei 30 de arginți ce să vezi și o sărutare, acea sărutare la ieșire din Ghețemani, atângând cote maxime și dovedindu-și fățărnicia fără perdea. Iuda forța nota. După noaptea cu furtuna pe lac, momentul știți, vageți aminte în care Petru merge pe ape, Iuda pierduse ocazia de a forma un guvern. În mintea lui Iuda, combinația era perfectă. Isus Petron era omul politic perfect, manipulabil de Iuda. Iuda credea că dacă Domnul Hristos are suficient bun simț să-l trateze cu respect, Mântuitorul poate fi ambalat, împachetat, manipulat așa cum vrea mintea lui, a lui Iuda. Dar se înșelase teribil. Și acum își regreta teribil că a fost prea slab ca să nu se opună planului poruncii Domnului Hristos care le spusese treceți de partea cealaltă a lacului. Iuda, știți, iubea pe Iisus, dar îi desconsidera sinceritatea. Iuda considera pe Domnul Iisus prea naiv pentru generația această plină de corupții, o generație plină de corupții și Iuda spunea mă Iisuse te învăț o politică că nu știi tu mă, trebuie să înveți de la mine și vei fi uh, regele sau președintele sau împăratul perfect, vedeți dumneavoastră mintea lui Iuda. Iuda se credea un mentor al lui Hristos. Iuda credea că îl poate învăța pe Domnul Hristos și retlicurile acestei lumii în care Domnul Hristos nu prea era inițiat. El, mentorul lui Isus, Iuda, colapsează mizerabil în împlinirea acestui plan. Și pentru că nu i-a ieșit pasența cu formarea unui guvern revoluționar în care el nu deținea banii, Banca, Petru deținea armata, Matei deținea vama, Ioan deținea puterea în servicii. Așa că, Iuda, văzând planul acesta răinat, s-a văzut strâns cu ușa să-l pune pe Isus pe cruce. De ce? Pentru că Iuda era convins că Domnul Hristos este de sus, nu e de aici, de pe Pământ, e de origine divină, nu e de al casei. Iuda știa și Iuda credea că Isus, în calitatea lui de fiu de Dumnezeu, nu poate muri. Și atunci a zis, ajuns odată pe cruce, va fi forțat să se salveze și să facă o minune și astfel avea capitolul maxim electoral din partea oamenilor frenetic care strigau crucifică-l, crucifică-l sau răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Aceiași oameni vor schimba logo-ul și vor spune întronează-l, întronează-l, întronează-l. Și după aceea, hai la război împotriva romanilor. Aceasta, sau acestea erau calculele lui Iuda. Erau uh, calcule care vreau să spun că nu îi aparțineau, nu erau de origine umană. Politica de atunci și cea de astăzi este produsul prietenei a unei puteri supra, -sa, uh, supra naturale, uh, puteri satanice care fac jocul ca la carte a unor puteri pe care nu le vom vedea decât după o mie de ani la marea zi a judecății. Iuda nu știa nici el, că aceste gânduri care îl păcălesc nu, la, nu îi aparțineau. În realitate, când Domnul Hristos era pe cruce, tâlharul din stânga, folosesc o metaforă, tâlharul din stânga care pierduse ocazia de a urca și Iuda la spălarea picioarelor, acel tâlhar a ajuns să strige cu voce tare Atenție! Acel tâlhar pe cruce a ajuns să strige cu voce tare ce când Iuda n-a Mântuiește-te pe tine și mântuiește-te pe noi. Fă minune și hai să ne salvăm, să mergem să-i luăm pe romani. Cu cât Isus stăcea mai mult în fața acestei propuneri, cu atât mai disperat devenea tâlharul. De aici învățăm o altă lecție, prieteni. De fapt, Iuda era și el tot un tâlhar, dar tâlharul din culise. Avem de a fapt, e un, ra, un tâlhar sub acoperire, nu? Dar tot tâlhar era. Deci, adeseori vedem tâlhar pe cruce și tâlhar sub cruce. Să devin un tâlhar pe cruce sau să fiu un tâlhar nepocăit sub cruce. Noi toți avem aceste șanse, noi toți avem această opțiune de a fi tâlhar pe cruce sau a fi tâlhar sub cruce. Dacă tâlharul nepocăit de pe cruce reprezenta pe Iuda tâlharul necrucificat, tot așa într-o notă pozitivă avem pe tâlharul prieteni, tâlharul convertit de pe cruce și Ioan, ucenicul iubit, fost tâlhar, acum convertit, dar era sub cruce. Ioan iubea pe Domnul, exact la fel de mult cum tâlharul de pe cruce din dreapta iubea pe Domnul Isus, care în final a rostit acele cuvinte, Adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Aceleași gânduri pe care le avea Ioan sub cruce, le exprima cu voce tare tâlharul convertit din dreapta. Nu este interesant, prieteni, Iuda și Ioan două personaje diferite, cu aceleași posibilități, un Cain și un Abel, la piciorul cruci la piciorul Domnului Hristos, pentru trei ani și jumătate. Iuda a învățat politică, iar Ioan a învățat cum să fie ca Domnul Iisus Hristos. Acum, aceste două personaje de sub cruce, Iuda și Ioan, au sau sunt reflectate de mentalitatea celor care sunt pe cruce. Un tâlhar în dreapta și un tâlhar în stânga un Iuda crucificat în stânga nepocăit, care este reflexia și ecoul gândurilor lui Iuda, care le rostește cu voce tare, fă minune și hai să fugim de aici, și de cealaltă parte, un Ioan convertit pocăit în persoana tâlharului care spune, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, prieteni cât de frumoase sunt aceste analogii, cât de interesante și adânci, cât de Produce în mintea noastră aceste fascicole memorabile de istorie și nu orice fel de istorie, istoria crucii. Puterile nevăzute se vor folosi și vor găsi mereu tâlhari, dacă vreți, pe cruce, sub cruce, pentru a face jocul periculos al împărăției întunecate care. Este și va fi învinsă pentru totdeauna. Însă, ceea ce este important pentru noi este să ne rugăm Domnului Hristos să ne păstreze, așa cum spuneam la început, inima noastră a lui, ca fiind proprietatea Mântuitorului. Asta este rugăciunea mea în această seară, prieteni. Acum, într-o vară confuză, când nici ea, ca vară, nu știe ce vrea. Ne întrebăm cum de o criză climatică se poate transforma într-o criză de sănătate. Câte pârghii trebuie strase pentru ca puterea să ajungă tot la cine trebuie să ajungă? Prieteni, evenimentele finale vor fi rapide. Oamenii care au trădat acum vor trăda și mai departe și astfel într-o bună zi adevărul va fi liber din nou. Se pare că după fiascol de la Geneva care îl prezentasem acum două săptămâni în... A acel sistem de ratificare a unui tratat global în timp de pandemie, după acel fiasco de la Geneva, spuneam, cine a mai rămas acolo după ce unii au plecat acasă, au compromis un tratat pandemic și au hotărât să-l se, să semneze. Și până la urmă tot a ieșit cum au vrut ei, dar fără motoare importante ale acestei autorități. Deci au semnat unii ceva cu ușile închise, în timp ce la Geneva se semna totuși un tratat mai mărunt cu privire la amendamente la amendamente, undeva peste ocean se petrecea un fenomen de gen Nuremberg. În casa Senatului sau într-unul din comitetele de investigare acestuia, în care, bineînțeles, cei de dreapta îl chemau sub jurământ de data aceasta pe marele macăr, pe marele celebru doctor Fauci, sub jurământ ca să spună adevărul la investigații. Ce să vezi la întrebări de gen care sunt argumentele științifice care au stat la baza distanțării sociale de 2 metri sau respectiv 6 picioare, așa? Domnul acesta a răspuns stupefiant, detrimental a așteptărilor tuturor oamenilor, că nu a fost neaparent știință, ci doar a fost o opinie care a trecut ca fiind știință, ca ar fiind argument științific. Dragii mei, răspunsul a cam întors stomacele celor prezenți pe dos. Deci nu era știință, ci doar o opinie. La treaba cu masca, răspunsul a fost din nou în doi peri, cum zice românul. Această mască cumpărată din comerț aia albastră de 20 de bani sau cât costa, zice Dumnezeu, n-a aduce niciun beneficiu. Într-un e-mail spune, nu prea, Adică nu prea aduce, nu prea ajută. Chiar și în comitetul de anchetă spunea la fel. Nu are o bază de științifică, nici masca. Sigur că sunt măști dovedite ca fiind funcționabile pentru alte scopuri în spitale, evident, așa, dar nu ale albastre care vin din China. Mai urmează știința, dacă o poți numi așa, Doamna care investiga cazul a făcut o declarație care mie mi se pare îngrozitoare, zicând susțineți că sunteți doctor, dar nu sunteți doctor. Și domnule Fauci, meritați să petreceți tot restul vieții dumneavoastră după gratii pentru crime împotriva umanității. A spus copiilor de 2 ani, care natural erau sănătoși, o mască pe care ei și-o dădeau jos pentru că nu puteau suporta că era împotriva naturii. Copiii nu pot fi păcăriți, ei se portă onest, sincer și natural. Au existat videoclipuri, poze, mă rog, totul a mers viral. Nu mă ocup de treaba asta în serviciu divin. Dar vreau să spun că păcăleala va mai veni o odată. Dacă am fost păcăliți odată și ne venim în fire, Domnul să ne ajute. Dar dacă vom fi păcăliți și a doua oară, nu știu dacă mai există scuză. Declarații destul de neconvenționale pentru un dialog de nivelul acesta. Într-o bună zi, toate aceste iude vor fi aduse la bara judecății lui Dumnezeu. Când oamenii, acum, aici, pot măslui lucrurile ca să le meargă bine, dar în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu are videocamere care filmează și gândurile. Dumnezeu are videocamere care filmează și intențiile și toate acestea vor fi, puse pe tapet. Nu știu cum face Dumnezeu, dar la ziua mare a judecății, fiecare om care va fi chemat la această bară a judecății, așa cum a fost chemat domnul acesta numit Fauci, oamenii vor vedea propriul film, nu numai a propriilor acțiuni, dar filmul gândurilor, filmul sentimentelor și simțămintelor pe care le-au avut. Dumnezeu va proiecta pe un panou cinematografic la Marea ziar Judecății acțiuni păcătoase care n-au fost comise niciodată în fapt, dar au fost comise în minte. Este adevărat că omenirea a ob obosit în așteptarea dreptății și este adevărată zicala, o parte din zicala, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, cum zice românul. Eu cred că este adevărată în mod parțial, pentru că vine vremea când fuga aceea, Fuga lui Iuda va da pe față mizeria unei conștiințe împotriva căruia s-a mers mereu. Nimic și nu există o tortură mai mare ca aceasta, prieteni. Ca să fiu eu, să fii tu, să fim noi, biciuiți de propria conștiință împotriva căruia a mers și am obiectat mereu și mereu. Clonele lui Iuda vor exprima aceleași simțăminte vor experimenta fuga aceea disperată a lui Iuda și sfârșitul acestuia într-un secol de mizerie, secolul nostru, unde unii visează nu să moară, ci visează să trăiască mereu. Se pare că de ce se tem cel mai mult de aceea nu vor scăpa prieteni am un text aici din frumoasa carte Hristos, lumina lumii cu referință la un alt iudă de, de, de data aceasta dar era uh, iudă de sorgintă romană Pilat, nu? Despre care Pana sau autorul respectat al acestei cărți spune: Pilat a cedat în fața pretensiilor gloatei. În loc să riște pierderea porii poziții, nu? În paranteză, de judecător, mai degrabă a ales să-l sacrifice pe Isus punându-l pe cruce. Dar, din nefericire, în ciuda măsurii de precauțiune luate de el, tocmai de ce se temea mai mult de aia n-a scăpat, spune Pana inspirată. Onoarea de care avusese parte au fost luată de la el? A fost dat afară din poziția înaltă pe care o avusese? Și ros de orgoliu rănit și de regrete tardive? Nu! cu mult după crucificare și a pus capăt zilelor. Deci toți cei care vor merge pe mâna compromisului cu păcatul vor sfârși în amărăciune și moarte. Hristos în luna lumii, pagina 737, versiunea engleză, paragraful 3. Știți, Biblia ne spune și încerc să parabrazez versetul, sunt multe căi care la prima vedere par bune omului, dar la sfârșit duc la moarte fuga lui Iuda este o lecție de viață pentru mine, pentru tine, pentru noi toți Au fugit de, a, a, Iuda a fugit de cruce și a dat de pomul care l-a sprijinit în ultima decizie a făcut-o a făcut pentru că groaza și teama de consecințe regretul teribil de a fi vinovat de sângele Domnului era mai mare decât durerea morții în timp ce Isus a pe cruce Iuda a în copac ce diferență Isus murea pentru păcatul umanității. Iuda murea pentru că nu putuse să-l oprească pe Domnul în planul acesta de a muri pentru păcătoși. Absalon a atârnat între cer și pământ. Iuda a atârnat între cer și pământ. Pilat a atârnat între cer și pământ. Plin de remușcare, nu știu dacă s-a spânzurat sau, mă rog, au fost alte metode de sinucidere. În viața lui Pilat este obscuritate în istorie. Absalon a fost atârnat între cer și pământ, nu? Iuda a atârnat și el între cer și pământ, Pilat la fel. Toți aceștia au trăit același simțământ de groază, prieteni, de remușcare, care sunt atât de extreme că nu pot fi descrise în cuvinte de nicio limbă omenească. Prieteni, Domnul Isus era între cer și pământ pentru că aparținea nimănui și ăsta este cel mai dureros lucru pe care noi ca oameni ar trebui să-l vedem în viața Mântuitorului. Cerul se uita cu groază la cel care devenise păcat pentru umanitate, pentru noi, pentru mine, pentru tine, în timp ce pământenii nu-l recunoșteau pe Domnul vieții ca pe unul de-ai lor, îl baciocoreau. Domnul aparent respins de cer, bagiocorit de pământeni, rămas între cer și pământ, nu era nici în cer și nu era nici pe pământ. Decizia finală a luat-o Tatăl Ceresc. Și după ce Domnul Hristos a strigat, tetele stai, s-a sfârșit, s-a terminat, s-a împlinit, s-a dovedit, s-a dat pe față mizeria celui rău. După toate acestea, Domnul Hristos a înviat și a fost înălțat la Tatăl. De atunci încoace El, Isus, trage după sine tot neamul omenesc în ceruri. Tot ce se poate mai frumos și mai nobil a fost atras de Isus în împărăția Lui. A început exportul, exportul de oameni de calitate. De când Domnul Hristos a înviat, a început acea colectare de juvaiere și de perle pentru împărăția Lui Dumnezeu. Da, nu s-a primit coroana încă, dar vine vremea când cu sunetul unui aranghe cu trâmbița lui Dumnezeu, mormintele se vor deschide și Sfinții lui Dumnezeu vor învia. Știu că se promovează ideea că oamenii la moarte se duc în cer sau în iad, dar Biblia spune altceva. Spune că la revenirea Domnului Hristos mormintele vor învia. Ce să mai învieze dacă oamenii s-au dus deja acolo? Nu, există o, o dispută teologică. Învierea cred că este cel mai mare argument împotriva nemuririi sufletului sau a teologii că la moarte te-ai dus în cer cu aripi de îngeri sau te-ai dus în iad uh, pentru a-ți ispăși pedeapsa. Biblia vorbește altceva. Ce este interesant, dragii mei prieteni, este că Domnul Hristos de-abia așteaptă ca să deschidă mormintele, de-abia așteaptă ca să transforme într-o clipeală de ochi pe acei oameni care astăzi suferă pentru Mântuitorul dincolo de evenimentul de peste ocean s-a mai întâmplat ceva interesant în lumea celor de jos la G7, nu, s-a dat alarma Sabatului global unde Papa, așa cum vedeți în imagine, în centrul atenției confirmă încă o dată declarația lui care o făceau alții despre el că Episcopul de Roma sau Papa este conducătorul lumii întregi, iar toți președinții de state sau regii, conducătorii lumii, sunt ca niște altar boys of mine, adică niște copii de strană ai mei. Nu? imaginea, faptul că episcopul, că papa stă în centrul atenției și toți politicienii, toți conducătorii care au fost prezenți acolo i-au oferit întâietatea, spune totul despre profeție, spune totul despre exactitatea și acuratețea cuvântului lui Dumnezeu care a fost prezentat în scriptură cu mii de ani înainte ca aceste lucruri să se întâmple. Prietenii, zarurile au fost aruncate. Iuda Generației moderne, a vândut pe Domnul Isus din nou. Lupta a început. Nu e una cu săbii, ci o luptă pentru un ideal, o luptă pentru mintea noastră. Dumnezeu este minunat pentru că El ne păstrează nu numai mintea în El, dar ne păstrează și inima și sufletul și toată ființa noastră ascunsă în Hristos Isus. Criza climatică devine o criză de sănătate. Și uite, așa, din criză în criză ne trezim sclav pe plantație, pe un pământ pentru care străbunii noștri au murit, ca să ne asigure nouă și copilul noștri un viitor mai bun. Dar, prieteni, noi așteptăm o altă împărăție, o împărăție care nu vine din lumea aceasta, și, ci vine, o împărăția noastră vine pe norii cerului, pentru că împărăția cerului se cheamă Isus. Domnul Isus are o inimă suficient de mare și de largă ca să încapă în ea, să primească și să găzduiască în ea pe toți păcătoși iertați. Dumnezeul cerului să ne păzească în criza în care intrăm, stupul a fost clătinat albinele roiesc. Cuvântul spune, voi mai clătina încă o dată pământul. Să fim deasupra furtunii, prieteni, și Domnul Iisus Hristos, Domnul tuturor speranțelor și tuturor idealurilor frumoase, vine în curând. Viața veșnică este complimentul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară de iarnă aici în Chile, o iarnă crudă și o vară confuză în România, țara pe care o iubim cu toți. Dumnezeu să fie cu noi, să așteptăm împărăția lui Dumnezeu care se cheamă Isus, în care putem fi găzduiți pentru veșnicie, în inima lui Dumnezeu, o inimă și o viață cât viața lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze în această seară. Amin.